Bună ziua, dragi prieteni ai confesiunilor, și bine v-am regăsit! Prima confesiune a invitatei noastre de astăzi începe din copilărie, pentru că de atunci a fascinat-o scena și a dorit să fie actriță. Șansa a făcut să ajungă foarte repede exact ceea ce și-a dorit și să strălucească în film și în televiziune. Dana Dogaru, bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! Mulțumim mult că ați acceptat invitația noastră! Vă uitați la emisiunea noastră? Din când în când, atunci când timpul mi-o permite, sigur. Am văzut că, într-adevăr, ați făcut cumva ce v-ați propus de mică. Nu întotdeauna se întâmplă așa. Uneori, am avut șansă. Viața ne duce pe alt drum. Dumneavoastră ați avut șansă. Ce altceva ați mai trebuie decât în afară de șansă? Talent și dorința de a face cât mai bine ceea ce îți propui să faci, să duci lucrurile la capăt și să-ți dorești să fie din ce în ce mai bine. La un moment dat ați spus că o actriță frumoasă trebuie în primul rând să uite că e frumoasă. Sigur. Asta este un alt secret al succesului în meseria dumneavoastră? Da, e un secret, pentru că dacă îți joci și doar înfățișarea, lucrurile rămân la suprafață și atunci, neemoționându-te pe tine, nu poți să emoționezi pe ceilalți. Și ați avut de-a lungul carierei dumneavoastră prilejul fericit de a aborda tot felul de roluri de diferite nuanțe, da, nu? Da, da. Și asta a fost iarăși o altă șansă. Da, nu pot să mă plâng. Am văzut că pentru intrarea la institut v-a inițiat un profesor care atunci, în primii ani, v-a devenit și soț. Cu alte cuvinte, de la început ați fost familistă. Da. Ne puteți povesti puțin despre profesorul dumneavoastră? Păi a fost puțin înainte de intrarea în institut. Întâlnirea noastră s-a petrecut cu mari emoții, pentru că era foarte scurt timpul pentru pregătirea examenului. Ne-am întâlnit, mi-a fost profesor pentru scurt timp, mai puțin de un an de zile. Am intrat la institut și am spus da. Am fost căsătorită cu el până când a plecat, dintre noi, nu în altă parte. Și de foarte mică, nu numai că ați intrat în familie, în afară de familia, da, actorilor, într-o familie de tânără, aveați 20 și ceva de ani, nu? Aveam 19 ani, da. Dar ați fost și mămică, o foarte tânără mămică. Da, pentru că am vrut să rezolv repede problema copilului, care îmi stătea... Îmi doream foarte mult un copil. De la 19 ani, și asta este puțin... Da, e puțin ciudat, dar ciudat. Știam că în momentul în care intri în teatru, e mult mai greu să faci un copil și să te poți ocupa de el. Și atunci, dacă tot mi-am realizat visul cu intrarea în institut, am zis, acum e momentul să fac repede un copil, să pot să mă liniștesc și să văd de... Dar de unde ați știut? Ați avut acest vis, dar de unde ați știut ce se întâmplă în viața actorilor? Aveți în familie? Aveți prieteni? Nu. Cum v-a atras lumea asta așa? Complet din exterior? Din exterior, da. Nu știți de ce și cum s-a întâmplat? Nu. Vă duceau părinții la teatru, poate, sau da, la film? Da, mă duceau la teatru, la film. Îmi plăcea foarte mult să stau în sălile de cinema, ore în șir eram în stare să stau. La teatru, la fel, nu-mi scăpa niciun spectacol, evident, când mă luau ai mei la teatru. Era un loc unde mă simțeam foarte bine și îmi doream să fac lucrul ăsta, simțeam că pot să-l fac și... Am încercat să văd dacă am dreptate sau nu. Vedem chiar acum imagini cu începuturile Danei Dogaru aici în televiziune. Am să spun ceva. Cântecul tău mi-a adus aminte de o seară. Era într-o seară. Eram pe malul lacului. Se auzea un cântec de undeva de departe. Era frig, era ceață. La un moment dat, cântecul s-a oprit. Mi s-a făcut frică, nu m-a mai legat nimic de lume. Și... Și m-am
Eu mă uit lângă băiatul cu care eram și eram cu Marin. După câteva luni ne-am despărțit definitiv. Adică, mai bine spus, eu m-am despărțit de el, dacă asta mai are vreo importanță. Asta e tot. O să zică el când m-o vedea la foră. Să-i spui că te-ai dus să-l aștepți acolo. Eu alerg la el, m-o crede? Cine e el să nu te creadă? De-ar fi tot băieții ca dânsul să creadă ce le spunem noi. El te crede și când vrei să-l minți. Dar minte când îi spui adevărul. Hai, 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 Florico! Te așteptăm, hai, Florico! Eu sunt nevasta ta. Dar Ștefan nu o să suporte una ca asta. Vorbești prostii. Ce să nu suport? Păi mi-a spus ăsta micu că directorul habar n-are de combinațiile lui cu fiica sa. Ei și? Noi n-avem o fată. Nu o să-i vină și ei rândul să-și găsească un băiat și noi o să fim ultimii care o să aflăm. Da, dar fata vrea să părăsească facultatea, să intre în servici și să-l țină pe dumnealui acasă până o să triumfe împotriva lui taică-su. Bravo ei! Eu știu dacă peste vreo 10-12 ani o să mai vorbește așa. Uite, știi ce vreau? Să te rog să nu te mai amesteci în treburile mele. Sunt în stare, la vârsta mea, să mă descurc singură, să deschid bine ochii. Păi sigur că tu trebuie să deschizi ochii. Dar uite că individul își bate joc de tine. Lumea poate să-și închipuie cine știe ce. Păi da. N-are nicio importanță ce își închipuie lumea. Aceștia sunt anii 77, 78. Am și uitat. Pur și simplu am uitat. Colaborări cu televiziunea. Olimpia Arghir, cu Domnița Muntean, cu Nae Cosmescu. Cosmescu, da. Ce țin minte e un spectacol de televiziune, de teatru, de televiziune. Costandina, îl făcuse Cornel Popa. Foarte bun mi s-a părut. Hangița, în rest, erau mai mult sau mai puțin. Vom avea și din Hangița câteva secvențe, sper să vă facă plăcere. La teatru am văzut că ați ajuns la Notara, nu? Imediat după în absolvire. În 77, da. În 77 făceam socoteala că sunt deja 35 de ani de atunci. Unde am stat 20 de ani, după care am plecat, de fapt, la teatru unde am debutat, la Bulandra. La Bulandra am debutat cu Răceala lui Marin Sorescu, în regia lui Dan Micu. Și acum 15 ani am fost solicitată de Ducul Darie să intru în locul lui Emilia Popescu pentru că năștea în Trei Surori. Și odată intrată m-au adoptat, pe vremea aceea era director domnul Virgil Ogășanu și am făcut schimbarea, care a fost destul de neașteptată pentru toată lumea, dureroasă pentru toată lumea, dar mie mi-a priit, pentru că a trebuit să o iau de la capăt și m-am simțit din nou ca în primii ani. Dar vreodată în toți acești ani ați regretat alegerea pe care ați făcut-o sau faptul că ați avut acest vis, vi l-ați îndeplinit? Nu, niciodată n-am regretat. E adevărat că nu știam cât de greu e, cât de grea e această meserie, ca să-i spun așa. De ce este ea grea? Cum explicăm telespectatorilor care cred că e foarte simplă? E foarte simplu, cred eu, de explicat. În momentul în care te oferi, pentru că ceea ce oferim noi spectatorilor suntem noi, de fapt. Ne oferim pe noi. Părticele din suflet. Părticele din suflet, din minte. E greu, sunt momente în care nu poți să o faci și trebuie să te faci crezută și ca să te faci crezut și ca să te faci iubit și ca să te faci înțeles, trebuie să fii foarte sincer și asta e o plată, pentru că sunt momente în viață când nu ești în apele tale, adică nu poți să oferi cu lejeritate. Cumva evenimentele cotidiene exact, ale vieții da, nu-ți oferă da, prilejul nu, să fii întotdeauna cu sufletul deschis. Și atunci ce... De unde vă luați resorturile să reușiți totuși? Atunci trebuie să uiți de tot, să lași tot ce se întâmplă cu tine în viața de zi cu zi, să lași totul la ușa teatrului și să intri în
în viața personajului pe care l-ai de jucat în seara respectivă. Irina se numește fetița pe care o aveți din adolescență. Fetița care acum are 38 de ani. Mulți înainte. Da. Și știu că deși a intrat la teatru prima, ea a renunțat totuși pe parcurs. Ce s-a întâmplat? Nu știu să spun exact și nu mă pot... Nu am curajul să spun ceva în numele ei. Pur și simplu cred că și-a dat seama că nu poate să facă lucrul ăsta așa cum ar trebui, adică arzând, și a renunțat. A ales altceva? A ales filologie, limbi străine, și face traducere de carte. E o formă de creație unde nu depinzi de nimeni, altcineva. O poți face între patru pereți și nu răspunzi decât tu pentru greșelile pe care le faci. Cu alte cuvinte, ați punctat faptul că și ea este totuși a rămas la creatori. Da. Și nepoțelul pe care vi l-a oferit, adică băiețelul ei... deocamdată încă nu s-a hotărât. El câți ani are? 17 ani. Mulți înainte, la vremea adolescenței, dar știu că o bună perioadă din timp îl cărați pe la teatru, vă făcea tot felul și de surprize. Da, în continuare merge la teatru, da. Dar nu dă semne că ar vrea să intre în această meserie. Haideți să vedem acum secvențe din arhiva televiziunii de data aceasta color. N-ai vrut să mă dai după el. Și acum, uite, rămân de căruță. Stai tu și ține-ți fierea, ar fi proastă. Nu știu exact ce s-a întâmplat cu averea noastră, că de când Ilie, în sfârșit, ție pot să spun, ești prietena mea cea mai bună. De când Ilie s-a amestecat în treburile tatii, ar fi putut să iasă mai rău, nu mai bine. Clemens e atât de furioasă pe el, încât nu mă mai lasă să vin la tine. Nu știu ce să-ți spun. Cum, și nu te mai lasă să vii la noi? Nu. Dar eu n-am să-i spun că am fost. Roxandro. S-a îndrăgostit de mine un domn. Adevărat? Roxandro. Vis-a-vis de noi s-a mutat un domn distins. Un domn așa... omilfo. Și am înțeles din privirea lui... așa... când ne întâlnim și eu simt că parcă-mi bate inima. Mersi. Elina, am dat 8 lei pe bucată. 8 lei? Mhm. Am luat-o de la un țăran. La stat nu e nici jumate. Și da. Și eu cu cine să vorbesc? Cu cine? Cu ăla de la care ai luat-o trebuia să vorbești. Cu ăla nu se putea vorbi pentru că era un tip destul de impertinent. Vrei salată? Nu, mulțumesc. Și foarte caragios. Mm. Avea o mustață pătrată și pălărie. Nu cumva îl chema Frățilă și Gogu? Eu de unde să știu cum îl chema? În sfârșit. Nu cred că era producător. Un speculant. Usturul îl dădea cu 90 de lei. Oamenii știu, dar se prefac că nu știu. Știu și uită. El e rege. El n-are voie să uite. Privirea trebuie să-i fie ațintită înainte, să-și dea seama întocmai de lungimea drumului. Să vadă unde ajungeți. Cumpul, micuțul meu rege, sărăcuțul de el. Haide. Fii mai veselă. Ești așa destul de slab, o să se molipsească și el de lacrimile dumitale. Te-am rugat să nu mai coși pernițele în cancelarie. S-ar putea să fie recunoscute. Nu te teme, nu le închei. Fii foarte atentă. Ai fost la liceu de fete? Desigur. Doamna Buzdan se va ocupa de hârtii. Putem conta pe 2000 de coli. Asta e bine.